Dragii mei, America Express este în plină desfășurare. Avem săptămână de lansare maraton. Astăzi seara de la 20:30 vă întâlniți cu perechile ce pentru unii s-au transformat în simboluri. V-ați ales probabil preferații. Între preferații voștri suntem siguri că le-ați ales și pe Laura și pe Sânziana. Le-am chemat la platou să le întrebăm dacă au slăbit, dacă s-au bronzat, dacă au obosit, dacă s-au certat. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce vă leagă? Cum alegi să mergi cu Laura, de exemplu, în America Express și nu cu un băiat din liceu sau din facultate? Păi e simplu. Te duci cu un om în niște călătorii, ai niște experiențe de viață cu omul respectiv și te decizi că e suficient de nebun să meargă cu tine într-o aventură de genul ăsta. Deci sunteți parteneri de vacanță? Nu și, doar. Și partenere de vacanță. Cred că suntem prietene bune, în primul rând, și prietene sincere. Și când Sânziana mi-a propus să mergem împreună în America Express, n-am stat pe gânduri o secundă. Adică era clar că e ceva ce aș vrea să fac și e ceva ce aș vrea să fac împreună cu ea. Bun. Dar ați avut vreo discuție din aia serioasă, că înainte de un meci, de exemplu... Da. Băi, fii atentă. Niciodată... Ați avut? Da. Am avut, da. Am avut mai multe discuții. N-a fost pomenit cuvântul niciodată să nu facem nu știu ce. Am convenit amândouă, hai să rezolvăm toate problemele noastre, nu la televizor, în cameră la cazare, de exemplu. Da? Și hai să nu ne certăm una pe cealaltă dacă una face ceva mai bine și cealaltă nu, pentru că știam că vor fi și situații de genul ăsta. Hai să încercăm mereu să ne completăm, să ne înțelegem și să păstrăm așa o... un respect una față de cealaltă și până prietenia. În cameră. Până în cameră, unde... Unde s-a păstrat respectul nu, și în cameră. Păi eu îți pot explica și de ce. Pentru că eu te înțeleg foarte bine. Orice se întâmplă ziua, în cameră ajungi tot cu Laura. O, puteți să vă ridicați, vă rog? Da, cam cum credeți că se rezolvă problemele în cameră? Taci și de culci. Nu. Hai, ia un loc. Are gura mare, Sânziana? Nu, n-are gura mare și chiar asta voiam să spun că am fost surprinse amândouă ajunse acolo, că nici măcar n-a fost cazul să aplicăm lucrurile vorbite, pentru că natural ne înțelegeam foarte bine. Adică a fost o comunicare neașteptat de bună. Noi acasă credeam că ne vom certa, două fete împreună, atât de mult timp împreună, da. Credeam că o să ne certăm acolo. Și am nu avut s-a frica asta. Și nu s-a întâmplat. De foame. Ne-am mai și certat. Dar nu ne-am certat. Da, au mai fost discuții, dar n-a fost nimic... Okay. Atât de grav. Doar atâta spun. Dacă e așa de gât, nu poți să mai facă nimic. Bun. Pentru că nu... De ce ai vrea să mă iei așa de nu, gât? Da, uite-te la mine. Eu mi-apar de două zile pe TikTok fără să te fi căutat vreodată în viața mea. Ce tare, mă bucur. Da, veșnic faci ceva în casă și e telefonul acolo pus, care te filmează. Da, da. Deci eu nu aș putea să-mi renovez casa camera în halul ăsta. Casa mea e plină de telefoane. Peste tot și de-aia. Mamă, deci nu poți să pui cu Sânziana Negru, nu poți să pui covorul, că aici e o cameră care o filmează. Nu poți să aranjezi perna asta, că e o cameră care o filmează. Ca la care voi, uite-te, oriunde exact. Te-ai pune, e o cameră care filmează. Eu cred că băiatul ăla nici nu se dezbracă decât la duș. E frică că îl filmează cineva. Așa e. Săracul. Vreau ca lumea să vă cunoască un pic mai bine, de aia să vă pun întrebări așa, mai blitz. Da. Ca să știm care sunt diferențele între voi și dacă sunteți complementare sau asemănătoare, 100%. Cine este mai... Răspundem amândouă sau pe rând? Da. Amândouă deodată. Ok. Cine e mai scârboasă la mâncare? Cine Laura. E mai... Eu. Bun. Cine este omul care are șanse să doarmă mai mult? Eu. Amândouă. Nu, ea, Sânziana. Ok. Cine este mai îndemânatic la lucruri tehnice, îndemânare? Amândouă. Amândouă. Ai vrut să zici tu? Am vrut să zic poate puțin, eu puțin mai mult, dar amândouă se îndemână. Cine este mai fricos? Niciuna. Niciuna. Câine, bătaie, înălțime? Niciuna. Niciuna? Nu. Păi voi sunteți cuplu perfect. Eu i-am zis că greșește cu băiatul ăla, dar... Ok. Cine? Bun. Cine este mai sportivă, mai fizică, mai rezistentă? Laura. Cred. Amândouă, dar mai mult Laura. Da. Da. Ok. Într-o situație critică de război, atac al zombiilor, cine credeți că va ieși prima la bătaie?
Laura, pentru că are mai multă forță fizică. Da, și din ea poate să mănânce un zombie mai mult. Adică, mai mult. Până ajunge la mine, îți dai seama. Corect, corect, corect. Cine este mai ordonată, organizată? Niciuna. Niciuna, da. Ok, la asta nu mă așteptam. Cine este mai cheltuitoare în viața reală? Sunt Ziana. Dar ești mai mulți bani, bănuiesc. Da, mă rog, nu știu. Ai văzut ce casă are, sincer. Eu am văzut. Se vede, adică... Așa? Și e goală, îți dă seama când o umple. Da. Și ce cagiu are? E soț? E... Mai e vreo întrebare? Nu. Mergem mai departe. Cine crede în viața asta că a fost mai norocoasă la băieți? Răspunde. Acum sunt Ziana, okay. Că ea e într-o relație. Dar e o etapă, adică nu-ți faci griji, sunt Ziana. Acum sunt Ziana. În general, am amândouă. Cine... Tu cum ai răspunde la întrebarea asta, da. Tu și Răzvan? Eu la categoric... Da. Nu se poate foarte greu să răspunzi, că de-aia pun eu întrebările aici. Okay. Cine este mai dispusă să facă cumpărături dacă îi se dă voie sau are bani, că la America Express nu de ai bani. Shopping, de, da, de shopping, pentru cine noi? Este mai shopping oriented? Eu. Sunt Ziana. Eu. Ok, ok. Cine este mai bună la rezolva puzzle-uri, ghicitori? Laura. Ok. Mulțumesc. Ai zis Laura de foarte multe ori. Și eu am zis în Ziana. Pentru că am încredere în okay. Omul ăsta. Cine credeți că se va mărita prima dintre voi? Sunt Ziana. Sunt Ziana. Păi are, adică, păi are toate datele, no, ca să o facă. No, acum ăștia tineretul, 2-3 luni și puf. Că nu contează că ți-ai luat câine, că stai cu băiatul în casă. Nu contează. Important e cum îi pui piciorul în prag. Dragostea nu are... Dar ce limite. E asta cu măritatul? Întreb pentru oameni la de mine acasă. Pentru mine n-a fost niciodată asta cu măritatul. Nu m-am visat mireasă, nu sunt cu inelul, nu sunt. Bun. Vreau să știu dacă vi s-a modificat plaja de urmăritori, de oameni, că sunteți foarte prezent online, de când apăreți la America Express. Și cum? Cred că e doar începutul și n-am apucat să vedem așa o schimbare, dar... Cu siguranță o să se schimbe niște lucruri, adică sigur se va modifica. Cred că o să fie chestia, că o să ne recunoască oamenii mai mult pe stradă, mă gândesc. Dar dintre urmăritorii voștri să zică vreunul, n-am crezut că ești așa, am crezut că ești altfel, sau nu credeam că ești nebună, Laura. E de vreme. E de vreme. Am înțeles. Tot feedback-ul pe care l-am primit până acum este că avem multă energie și suntem bătăioase și ne bucurăm că e așa. Am și eu curiozitățile mele, iertați-mă că mă bag. Te rog. Că tot v-am văzut acolo, m-am uitat la, am prins doar două episoade. Nu se știe niciodată când voi ajunge și eu. Te văd pe tine, Senziana, cu părul acesta superb, că mi sunt și invidioasă deja. Te-a fost greu să ai avut o trusă foarte mare cu tine, cu de toate cele necesare. Noi chiar am adus niște cadouri pentru voi. Ai avut și perie, și uscător, și placă, și tot, ai avut cu tine? Măi, nu am avut toată rutina mea de îngrijire acolo, am avut eu de ani de zile. Pentru mine părul e important în general și m-am gândit că o să arăt în emisiune așa păpușică, frumușică, n-ai timp de rutină, n-ai timp de dușuri, băi și așa mai departe, dar am un partener de nădejde de ani de zile și cu el am fost și în America Express, n-am făcut rabat de la șampon și balsam și... Na, pe cât posibil am încercat să mă trezesc mai devreme ca să mă ocup de treaba asta. Perfect. Gracias. Să uită Laura la tine. O să plec liniștită. Cum mă uit eu la Răzvan când vorbește despre sacourile lui. Pe genul, bă, e bine să ai, dar... Da, merge și așa. Mulțumim că ați secupe la noi. Vă invit în câteva minute să vă jucați ceva cu noi. Ok. Ține sigur. Și de îndemânare și de coordonare și ajutăm un telespectator fan America Express să câștige ceva interesant și dreptul de a merge la filmările sezonului 7. Să facă foamea și el. Adică, wow. Asta înseamnă să fii fan adevărat. Mulțumim. Mulțumim. Stați cu mine că vă arăt ceva. Ați văzut?